Școala gimnazială George Poboran se poate mândri cu elevi și profesori de excepție și asta datorită unei politici bazate pe armonie, comunicare și implicare. Mai mult decât atât, unitatea de învățământ desfășoară mai multe activități extracurriculare, printre care și cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totul se bazează pe ideea de armonie și de colaborare. Pe lângă activitățile didactice pe care le facem, care urmăresc performanțele la fiecare disciplină în parte, noi considerăm că trebuie să-i dăm fiecărui copil șansa de a se regăsi, de a se descoperi. Nu toți au același talent, nu toți au primit același dar. Or, scopul nostru este să nu ne canalizăm doar pe 2, 3, 10 copii care performează la o disciplină sau alta. Scopul nostru este să valorizăm fiecare copil în parte, să-l ajutăm să-și descopere care este datul lui natural și să se regăsească și se valorizeze în ceea ce este el cu adevărat ca și versiune cea mai bună a sa. Și pe lângă aceasta, de un an de zile am intrat într-un proiect împreună cu Transylvania College, cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu Institutul Mind Education. Toate lucrurile acestea au contribuit la schimbarea culturii organizaționale. Și în ceea ce privește investițiile în educație, școala se poate mândri cu o serie de modernizări ale aparaturii și ale condițiilor de desfășurare a orelor de curs. În ultimii 5 ani am reușit să modernizăm atât baza sportivă, cât și întregul corp al școlii. Fiecare clasă este dotată astăzi cu table interactive, smart, cu videoproiectoare, laptopuri la clasă pentru învățământul online, iar ultima investiție constă în dotarea și amenajarea unui cabinet stomatologic pentru a deservi elevii școlii și personalul din această unitate școlară. Copiii se bucură enorm când vin la școală, fie că este vorba de română sau de matematică. Micuții elevi adoră modul în care învățătoarea îi învață lucruri noi. Mie îmi place la școală, fiindcă învăț lucruri noi de fiecare dată. Învăț să scriu litere, cuvinte și învăț și să citesc. Sunt plictisitoare orele? Nu, sunt foarte distractive. De ce? Pentru că atunci când învăț un lucru nou, mie mi se pare interesant asta. Videoproiectorul la clasă îl folosiți și dacă da, să-mi dai și așa un exemplu. Îl folosim pentru că doamna ne mai pune cântece, ne mai face prezentări. Mie îmi place la școală fiindcă învăț litere de mână, învăț să citesc, învăț să scriu pe caiete. Îmi place la școală pentru că învățăm multe lucruri frumoase, curiozități, multe lucruri despre arte, despre natură, despre matematică, română, religie, engleză. Cum preferi tu orele să fie? Cu videoproiector sau fără? Cu videoproiector, logic. De ce? Pentru că îmi place să mă uit la televizor și învățăm multe lucruri. Ne zicea o poveste și apoi ce spuneam povestea trebuia să punem ortograme, semne de punctuație, ortografie. Rezultatele obținute au făcut ca școala gimnazială George Poboran să fie astăzi una dintre cele mai căutate școli din Slatina. Acest lucru se poate observa și în cifra de școlarizare, care în ultimii 5 ani a crescut cu aproape 100 de elevi.